Producția de struguri din acest an este mai mare cu 20% decât cea din 2020 și trece de 1 milion de tone. Această cantitate record a detronat-o pe cea din 2017 și 2018. Deși recoltarea a început mai târziu în acest an din cauza condițiilor climatice nefavorabile, producătorii de vinuri estimează o cantitate direct proporțională cu calitatea. Când spui Tohani, spui fetească neagră, soiul de pe care Virgil Mândru s-a încăpățânat să-l transforme dintr-unul tolerat într-unul foarte căutat. Și pentru el acest an este un an al belșugului. Noi în Dealul Mare pe primul loc punem calitatea și cantitatea este doar statistic, de important este calitatea. Calitatea în acest an a fost foarte, foarte bună pentru că noi venim după câțiva ani de secetă în care oarecum vinurile din Dealul Mare erau un pic dezechilibrate din punct de vedere al alcoolului. Având o zonă cu foarte, foarte mult soare, aveam și, bineînțeles, acumulări foarte mari de zahăr în struguri, ceea ce se transforma într-un alcool mai ridicat. În acest an avem un vin mult mai echilibrat. Suntem încântați. E un an bun, un an frumos, un an cu, și cu cantitate, dar în primul rând cu o calitate mult mai bună decât anul trecut. Cei de la Crama Oprișor consideră că vinul este mereu un izvor de inspirație, stârnește emoție, hrănește empatie și însoțește viața în cele mai plăcute momente ale ei. Chiar dacă anul acesta se anunță compromiterea recoltei, acum Gabriel Roceanu a făcut bilanțul și spune că este pe plus. O grindină la începutul lunii iulie, care ne-a cauzat o mică pierdere și cantitativă, recuperată ulterior de vița de vie care și-a reușit să își elimine boabele lovite de grindină, fiind începutul lui iulie și încă două luni până la coacere. Această creștere este benefică atât pentru producători, cât și pentru clienții care sunt dispuși să plătească mai mult pentru un vin bun. Nu doar cantitatea este important, ceea ce vreau să spun este că una nu exclude cealaltă, adică dacă avem cantitate, înseamnă că nu avem și calitate. Dar m-ar bucura să aflu, sau cel puțin să fie cât mai multe vești despre calitate și mai puțin despre cantitate, pentru că este foarte, foarte important să începem să punem accentul pe calitatea. Anul trecut, România a avut o suprafață cultivată cu vița de vie de 177.000 de hectare și o producție de 940 de tone de struguri, iar cantitatea de vin realizat la nivel de țară a fost de aproximativ 5 milioane de hectolitri, arată datele de la INS. În 2017, producția de struguri a fost de 1 milion de tone, iar în 2018 de 1,14 milioane de tone.